În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, înalt preasfințite arhiepiscop Calinic, înalt preasfințite mitropolit Serafim, preasfințite episcop Damaschin și preasfințite episcop Daniil, slăvit să fie Domnul! Sunt atât de copleșit de aceste momente atât de sublime în care ne aflăm astăzi aici, în curtea acestei sfinte mănăstiri, Suceviță. Este un moment atât de minunat și de sfânt unde ne aflăm noi astăzi. S-a săvârșit o liturghie atât de pătrunzătoare, atât de înălțătoare, atât de minunată, atât de sfântă, atât de sublimă, care ne-a pătruns pe toți și vă mărturisesc până la lacrimi. Mi-amintesc de acele cuvinte, de acea cântare frumoasă fratelui Traian, în care cânta: ce bine e printre voi, iubiții și scumpii sufletului meu! Ce frumos este aici! Spunea odată episcopul Nicolae Velimirovici, care este și părintele meu duhovnicesc, ca și părintele Constantin Galeriu, părintele duhovnicesc și mentorul meu, spunea odată, era întrebat: cum este aici când te afli la liturghie, la adunare cu frații, pentru că și Biserica Sârbă are o mișcare duhovnicească asemenea, și în același timp a lucrat și părintele Iosif și părintele Nicolae Velimirovici. Și odată am suprapus textele lor, aproape că seamănă cu desăvârșire, deși nu știa unul de altul. Spune că aici este mai frumos decât în rai. Atâția preoți, atâția episcop, atâția credincioși, atâția creștini, care se roagă atât de puternic la Dumnezeu și care nu se roagă puțin, ci mult se roagă, le este puțină și o zi întreagă în rugăciune. Așa a răspuns episcopul Nicolae. Și atunci când l-au întrebat pe el, ostașii lui, credincioșii lui, preasfinția voastră, care este predică, care este cea mai bună, care merge la inimă, care poate schimba ceva, știți ce a spus? Cea mai bună, cea mai desăvârșită predică este predica lacrimilor. Când îi vezi pe atâția că plâng în rugăciune și în cântare, atunci simți că Hristos este prezent în adunare. Domnul nostru Hristos a spus așa ucenicilor săi: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu vouă. De acum nu vă mai numesc slugi, pentru că slugă nu știe ce face stăpânul său, ci vă numesc prieten, pentru că toate câte mi le-a făcut și mi-a dat Tatăl meu, vi le-am făcut cunoscut vouă. Ce prieteni mari avem noi, dragi frați creștini! Pe părintele Iosif avem prieten, pe sfinții apostoli, care știm că au fost prietenii Domnului, iată, pe aceștia am cunoscut și trebuie să mărturisim prin părintele Iosif Trifa, prin fratele Traian, în adunările frumoase, care sunt cele mai dragi amintiri din viața noastră. În această adunare aici, m-a salutat preasfinția sa, preasfințitul părinte episcop Daniil, și mi-a răscolit inima amintindu-mi de acele stări minunate cu frați în anii 70 și 5, 6, 7, 8 și mai departe, 9 chiar, când mergeam împreună la fratele Traian, de multe ori, la fratele Popa Petru din Batiz, la fratele Opriș, la fratele
Costică din Salaș, la fratele Petre din Săucan, la printele Gavriș, la fratele Moise, la mulți stâlpi ai lucrării care au fost stegara ioastei Domnului, care au suferit pentru Hristos, care nu și-au pus la adăpost viața Lui atunci când erau întrebați de credința lor, de mărturisirea lor, de faptul că sunt ostași ai Domnului. Pe lângă profesorii noștri buni de la teologia de la Caransebeș și mai departe, ne-am stat ca și Sfântul Apostol Pavel la picioarele lui Gamaliel, la picioarele fratelui Traian, care ne-a arătat rânile sale pe care le-a primit timp de 17 ani în temnițele comuniste. Dacă nu se jertfea cineva pentru această lucrare, ea nu mai exista. Era pusă mereu la încercare să nu existe. S-au scris chiar cărți de cei care n-au trebuit să le scrie, îndemnați de vrăjmașii lucrării împotriva lucrării. Dacă astăzi suntem ca o turmă împrăștiată, în care mulți nu vor să mai fie ostași, poate s-au smintit de aceea că alții care au autoritate să apere lucrarea lui Hristos au acuzat-o, au scris cu mâna lor împotriva ei. Vedeți câți sunt aici, câți prieteni are Părintele Iosif. Aici o fărâmă numai dintre aceștia. El are un nor mare de prieteni care deja sunt dincolo cu el, care se numără cu zecile de mii și poate sutele de mii, care și-au încheiat alergarea lor pe calea lui Hristos în modul cel mai curat, frumos și sfânt. Dar sunt și alți care nu sunt aici. Poate acum mi-am spune, doar unde sunt cei care n-au venit aici să nu criticăm fraților? Mulți ne urmăresc astăzi, poate în genunchi, se roagă pentru noi ca această adunare să fie o adunare frumoasă, sfântă, istorică, în care Hristos să fie prezent între noi, așa cum și spunem, Hristos în mijlocul nostru este și va fi. Sunt mulți care urmăresc și slavă Domnului, cu tehnologia aceasta pot urmări această adunare, această frumusețe, acest rai pe pământ aici, în care frații noștri înconjoară o biserică, o mănăstire minunată, seculară, care mult ne vorbește nouă aici prin frumusețea ei, prin istoria ei și prin tot ceea ce vedem noi înaintea noastră. Dar, frați creștini, ca să revin, nimic nu se poate face aici fără jertvă. Cineva trebuia să jertfiască ca să fie această lucrare și să existe încă, în ciuda faptului că au fost atâția care au urât-o, au bajocurit-o, au tărât-o. Și apostolii au fost bajocuriți și bătuți și s-au dus în alt sat să vestească, în altă cetate, Evanghelia lui Hristos. Citiți Faptele Apostolilor. Cum a fost Sfântul Apostol Pavel plin de sânge, bătut, aproape lăsat mort, s-a sculat și ca și când n-ar fi fost nimic și a continuat drumul și a predicat Evanghelia lui Hristos în altă cetate. Dacă nu ar fi fost atât de stăruitor, de răbdător, de jertfitor, oare ce s-ar fi ales de Evanghelia lui Hristos pe care a propuit-o și de biserica pe care a fost întemeiată atunci prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos? Și Părintele Iosif Trifan a avut pe cineva care s-a jertfit pentru el, așa cum a avut și Sfântul Ioan Gură de Aur pe mama lui Antusa, așa cum a avut Sfântul Vasile cel Mare pe mama sa Emilia, așa cum a avut și Fericitul Augustin pe mama sa Monica, sau mai departe Sfântul Grigore, teologul, pe mama lui, pe sora lui, pe bunica lui, Macrina și pe toți ceilalți. Așa a avut și Părintele Iosif o mamă sfântă care a murit în mari dureri, pironită pe patul de suferință și care în durerea ei, ca și Domnul Hristos, cum în durerea lui, știa să-l mângâie și pe Sfântul Ioan Evanghelistul și pe mama sa lângă cruce, l-a mângâiat pe acest copil al ei pe care l-a văzut deja preot, a văzut chemarea de preot pe care o avea el în sufletul lui. A scos, descrie frumos fratele Traian, a scos de sub perina ei albă, o carte albă,
saltirea și i-a dat-o lui, părintelui Iosif, și a spus: Fiule dragă, Iosife, această carte va fi spre mântuirea ta și a multora prin tine. O mamă care a profețit un viitor și o lucrare a Duhului Sfânt atât de minunată, o mamă care și-a dat viața ei în apărarea copiilor ei și iată, părintele n-a uitat aceasta. Așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, un preot nu se mântuiește singur, oricât de bun ar fi el, el se mântuiește împreună cu credincioșii lui, cu turma lui. Părintele avea o conștiință atât de vie, atât de profundă, atât de înaltă, așa cum spunea la sfârșitul liturghiei părintele profesor, pe care cu drag și cu respect părintele profesor Vasile Mihoc, care reprezintă cu sfințenie, cu dăruire, cu devotament această lucrare, cu o înțelepciune pe care nu știu cine altul ar putea face în locul lui, să țină frații, preoții, biserica, arhierei pe toți uniți într-una, spunea, citind din cărțile cele frumoase pe care ne-a recomandat, pe care deja unii am luat-o, citind de acolo de la părintele Iosif, cum a simțit el chemarea lui Hristos, ce frumos scrie acolo, a simțit ca un cutremur, ca un fior, ca un tunet, ca un fulger, așa a simțit el chemarea lui Hristos, așa a simțit părintele Iosif, cum a simțit și Sfântul Ioan Gură de Aur, de aceea a fost pregătit și gata pentru jertvă. Toată familia lui s-a jertvit. De ce Hristos le spune apostolilor săi, voi sunteți prietenii mei? Pentru că ei deja au dat totul, familia au dat totul, au sacrificat pentru Hristos. Așa cum a făcut și părintele Iosif, totul a sacrificat pentru Hristos, a jertfit totul. Dar nu numai averea, nu numai familia a pus-o la bătaie pentru Hristos, știți, cu tipografia și altele, nu numai atât. Și mai mult decât atât, dragi frați, el a jertfit păcatul. Aici este punctul cel mai esențial. Când ajungem să jertfim păcatul, adică ne lepădăm de păcate și nu mai vrem să fim cu păcatul, când începe lumea să ne hulească pentru aceasta, că noi ne facem sfinți sau vrem să fim sfinți, că se depărtea de la noi, că ne vedem de multe ori singuri, acolo unde trebuie să fim înjurați de alții, atunci este încercare foarte mare pentru fiecare. Părintele a jertfit viața lui să fie curată. Domnul Hristos a tras o graniță, a tras o linie foarte evidentă, clară, între el și satană. Hristos nu are niciun amestec cu satană. Așa și biserica lui ortodoxă nu are niciun amestec cu satană, niciun amestec, lumină, nu are niciun amestec cu întunericul. Virtutea nu are niciun amestec cu păcatul. Adevărul nu are niciun amestec cu minciună. Și apostolii au înțeles lucrul acesta și întocmai au propovăduit Evanghelia lui Hristos în felul acesta, fără amestec. S-a vorbit mult de botez aici și foarte important că se vorbește, dar Hristos care s-a botezat pentru noi de la Iordan nu s-a dus să predice Evanghelia, ci s-a dus în pustiul carantaniei 40 de zile și 40 de nopți a postit pentru noi și le avea firea umană, avea trup ca și noi. A postit, s-a rugat și aici a venit satana și a dat războiul cel mare între el și satana pe care el a biruit și a deschis drumul lui larg pentru Evanghelie. I-a chemat pe apostol, a început să predice, să facă minuni, fiecare cuvânt al lui a fost întărit cu minuni. Iată, vedeți, de aceea și noi, dragi frați, aici să avem, să băgăm bine de seamă, să nu lăsăm niciun amestec de lumină și întuneric în viața noastră. Să băgăm bine de seamă, trebuie să trăim în lumină, așa cum s-a spus și până aici, lumină și în adevăr cu Hristos și nu în întuneric și în minciună.
pentru că numai trăind în lumină și fiind cu Hristos și nedespărțiți de El, putem aduce roade și putem fi de folos fraților noștri, unde trăim, unde ne desfășurăm activitatea, unde facem tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu și trebuie să facem lucrul acesta. Iată, dragi frați, Hristos ne cheamă pe fiecare dintre noi și la această jertvă, a renunțat la tot ceea ce este păcat. Este nevoie de modele, dragi creștini. Fratele Traian a fost un model pentru toată viața, pentru frați. Așa l-am văzut totdeauna, că am venit noaptea la el, de multe ori noaptea, sau că am venit dimineață de vreme, sau că vin ziua oricând, am venit într-un loc în casa lui, ca la un sfânt, se ruga pentru noi și cu noi, după ce ne-a dat sfaturi importante și plecam atât de fericiți, parcă zburam de la el. Era un părinte, era un duhovnic, un om care putea modela, transforma, lumina, renaște un om, ajuta un om să aibă un drum curat în această viață. Ce frumoase au fost stările cu el la nunțile noastre, în care era pace, bucurie, armonie. Nimeni nu era biat la nuntă, nimeni nu vorbea prostii, nu făcea glume proaste. Ne simțeam ca și Hristos cu apostolii lui, când intrau în cort acești mari oameni ai Dumnezeu și se rugau și predicau cuvânt cu putere și țineau lucrarea oastei Domnului pe frații, țineau departe de păcate, îi îndemnau pe ei să nu fure nimic, nici din colective sau ceva altceva să facă, să nu desfrâneze, să nu se înjuge la jug nepotrivit cu cei necredincioși, ci să se păstreze curață în fața lui Dumnezeu. Erau niște chipuri minunate, așa cum noi ne amintim cu drag de fiecare dintre ei. Se spune că o familie tânără a chemat pe fratele Traian în casa lor să le facă o vizită și pentru aceasta l-au pregătit pe copilașul lor, care era preșcolar, să fie foarte atent că vine un mare om al lui Dumnezeu în casa lor și o să vadă și să audă lucruri minunate. Copilașul deja era educat de părinții lui, știa ceva din Evanghelie, ceva din pildele Mântuitorului, din minunile lui și așa mai departe. Și când a venit fratele Traian și a țitit ochii copilașul și nu și-a mai lăsat privirea de la el, a ascultat și a săvurat tot ce spunea și vorbea fratele Traian. După aceea a plecat fratele Traian, a trecut oarecare timp și a spus, acel copilaș a întrebat pe părinții lui, oare când mai vine Iisus în casa noastră? Copilul realizase că a fost Iisus în casa lor. Așa era chipul fratelui Traian, ca și chipul Iisus. Și noi trebuie să ne modelăm chipurile după acest chip și după chipul părintelui nostru, Iosif Trifa, care sunt niște oameni aleși de Dumnezeu pentru lucrarea aceasta și au jertfit totul pentru ea. Să avem grijă, această lucrare ne poate ajuta mai mult să fim cât mai aproape de Domnul, cum spun și cântările, mai lângă Domnul meu, mai lângă El, cum cânta părintele Iosif Trifa în această minunată cântare a Lui. Dumnezeu să ne ajute, fraților dragi, să fim cu El și să fim prietenii lui Iisus prin mijlocirea acestor frați ai noștri, acestor părinți ai noștri. Și vreau să închei doar cu o relatare. Am retrăit acele stări la fratele Traian în casa lui și nu de mult am fost și la Eghina, la Sfântul Nectarie, dar de multe ori și la Sfântul Nicolae, la Lelici am fost la moaștere lui și la părintele Iosif, la Sibiu, de denumărate ori. Aceleași stări unice le-am retrăit și la unul, și la celălalt, și la celălalt, toți trei. Eu îi păstrez ca icoane în casa mea și mă rog înaintea lor, pentru că simt că sunt sfinți. Și Sfântul Nicolae a fost foarte clevetit și el în Biserica Ortodoxă Sârbă. A avut mulți adversari, dar și chiar s-a scris o carte în limba sârbă, Sfântul cel clevetit, toate l-a iertat ca și Sfântul Nectarie, de asemenea și ca și Sfântul părintele nostru Iosif Trifa și fratele nostru Traian, toate le-a iertat și iată, sunt sfinți care sunt un bun, o comoară mare, nu numai pentru o biserică,
și pentru toate bisericile, sfinții ne unesc pe noi pe toți în punți de legătură. Ei sunt un bun bisericesc comun al nostru, al tuturor, al întregii ortodoxii, care este curată și care nu este ca biserică, alte biserici sau alte culte, care sunt un amestec între cer și pământ. Pentru că Biserica Ortodoxă este în întregime cerească, duhovnicească, sfântă, iar celelalte biserici au introdus în ele și politică și lucruri lumești, urâte, de aceea vedem ce se întâmplă, se secularizează, se depărtează de Hristos, nu-L mai găsesc, îl caută. Ei vorbesc de un Hristos pe care îl caută, iar fratele Traian descria și cânta pe Hristos pe care l-a aflat și îl știe și îl cunoaște, nu-l tot caută, l-a găsit și l-a vestit și altora. De aceea vreau să spun că în acatistele când citim, în variantă sârbă, la Sfântul Nectare se spune, în toate icoasele, la sfârșitul fiecărui icos, Sfinte Nectarie, Ostașul lui Hristos. De asemenea și Sfântul, în variantă sârbă, și la Sfântul Nicolae, ar Mirei Lichiei spune, Bucură-te, Sfinte Nicolae, Ostașul al lui Hristos. Și sunt și alți sfinți care au luptat în viața lor. De aceea aș încheia aici, ca să fiu în asentimentul și în al preasfințitului Serafim, care așa de frumos a spus, Sfântul Iosif este un sfânt și fratele Traian de asemenea, aș încheia aceste cuvinte ale mele modeste cu o rugăciune. Bucură-te, Părinte Iosife și frate Traiane, ostașule al lui Hristos. Amin.